Cea mai simplă cale să ajungi la Hollywood este să parcurgi distanța fizică, în jur de 10.000 de kilometri. Dar dacă vrei să ajungi la Hollywood pe platourile de filmare ca actor și încă alături de staruri internaționale, este nevoie de multă muncă și sacrificii. A trăit-o pe propria piele un tânăr moldovean născut la Vadul lui Vodă, care acum împarte platourile cu legendele cinematografiei americane, precum Kate Winslet sau Vin Diesel. Alexandru Babără a plecat pentru totdeauna din Republica Moldova în Statele Unite, acum mai bine de 10 ani. Tot acolo s-a căsătorit cu soția lui și tot în Statele Unite i s-au născut cei doi copii. De unde a început totul și cum arată visul american pentru actorul moldovean, ne-a spus chiar el într-un interviu acordat din New Orleans, unde și-are casa. Și mama toată viața mi-a spus cum e să ștern așa și să dorm. Și eu știam că în Moldova nu pot să ne ștern așa cum vreau eu să dorm. Alexandru și-a căutat un așternut mai bun în Statele Unite, ca mulți alți tineri studenți prin programele de Work and Travel. A mers de două ori în state, prima dată în 2008, iar a doua oară în 2009, pe când era student la informatică la Universitatea Tehnică. Și nu a mai revenit. La început i-a fost foarte greu. Spune că au fost momente în care mânca gratuit prin biserici și dormea pe pături, dar mâna de dorința de a avea o altă viață, i-a fost ușor să reziste. Cu timpul, a început să studieze la o universitate pentru a gusta din viața americanilor. Ziua învăța, iar noaptea lucra ca taximetrist și așa a fost 7 ani. Dar lozul câștigător l-a obținut datorită studiilor la Academie de Teatru, unde a ajuns pentru că voia să devină actor. Între timp a venit și primul rol în filmul 999, alături de Kate Winslet, care a jucat rolul principal. Eu eram în șoc, dar asta a fost o experiență foarte puternică. Mai ales după ce noi am terminat filmările, știi, Kate a venit, m-a cuprins, m-a sărutat pe obraz și zic, Alex, keep doing what you're doing. Am avut discuții, știi, că este primul rol, că eu tot visez la așa ceva. După această experiență impresionantă, au urmat alte 11 proiecte care au fost filmate în mai multe studiouri Hollywood. Rolul de care se mândrește cel mai mult este din Fast and Furious 8, care a adunat pe același platou de filmare o echipă din actori legendari, Charlize Theron, Jason Statham sau Vin Diesel. Așa, personal, n-a stat cu dânsul la o bere, știi? Pentru că când ești pe platou, nu poți să te apropii de dânsul așa fun-wise, știi, și hey, Vin Diesel. În septembrie, în Statele Unite, a avut o premieră a filmului The Car Counter, producătorul executiv al căruia este unul dintre cei mai apreciați regizori americani, Martin Scorsese. În această dramă a jucat și Alexandru, alături de actori de top, precum Oscar Isaac sau William Defoe. Se bucură enorm că a reușit să fie observat de Scorsese, chiar dacă nu a avut ocazia să-l cunoască personal. Nu m-am văzut cu dânsul, dar mă bucur că el m-a văzut. The Card Counter. Știi? Cu asta mă liniștesc. Până acum, în toate distribuțiile sale, Alexandru a jucat rolul unui băiat rău. Pentru că asta este soarta începătorului, să accepte rolurile care îi se dau. El însă vrea acum să încerce altceva, în care să-i fie scoasă în evidență vulnerabilitatea. Așa că tânărul actor este în căutarea unui scenariu care să-i vină ca o mănușă. Nu mă bazez sau nu aștept cu nasul în telefon când s-a întrimat cineva ceva, știi? Alexandru mai crede în soartă și în puterea universului. S-a convins de asta după ce, atunci când lucra la un magazin, o femeie a spus că seamănă foarte mult cu actori celebri și că ar putea să fie ca ei. Eu, înainte de a intra în actorie, eu lucram și într-un magazin și ne spune o lucrătoare cu actoare, țică că Jason Statham, știi? Sau că Vin Diesel, că tu poți să filmezi în așa filme. Și 4 ani mai târziu, eu mă filmez în Fast and Furious cu Vin Diesel și cu Jason Statham. Eu m-am dus și i-am spus.